RCIS FM, radioul sufletului tău. Dragi prieteni, în direct la emisiunea Dimineță Împreună, și am ascultat la un moment dat această melodie Ave Maria, interpretată de Maria Callas. Spuneam că am făcut o legătură cu Grecia, pentru că în această perioadă, deja în Grecia, sunt niște pregătiri în toi pentru un moment foarte, foarte important pe care îl vor trăi cei de acolo, pentru că Papa Francisc merge în Cipru și în Grecia, iar perioadele prevăzute pentru vizita apostolică a Sfântului Părinte sunt 2-4 decembrie în Cipru, respectiv 4-6 decembrie în Grecia, în urma invitațiilor adresate din partea autorităților civile și bisericești locale. Azi deja începe vizita în Cipru, aici îi va întâlni la Nicosia, capitala acestei insule, mai întâi pe reprezentanții bisericii, apoi va fi și întâlnirea cu autoritățile civile și de stat și va avea o întrevedere și cu preafericirea sa, Crisostomos al II-lea, arhiepiscop ortodox de Cipru. Apoi vineri, 3 decembrie, mâine, va fi Sfânta Liturghie în Nicosia și rugăciunea ecumenică împreună cu migranții. În Grecia, sanctitatea sa va avea întâlniri de curtoazie cu președintele și primul ministru, va fi și o întâlnire cu prefericirea sa Ieronimos al II-lea, arhiepiscop ortodox de Atena și Grecia, și în Catedrala Catolică din Atena, Sfântul Dionisie îi va saluta pe episcop, preoți, seminarii și persoane consacrate, iar duminică, 5 decembrie, Papa Francisc va celebra Sfânta Liturghie în capitala statului grec, în sala de concerte Megaron, după întâlnirea de aceeași zi cu imigranții de pe insula Lesbos. Așadar, pentru a vedea cum se pregătesc, care este atmosfera în Grecia, în aceste momente îl am în direct prin telefon pe părintele Cristian Gașpal, e alături de noi, e păstorul românilor catolici din Grecia, îl salut, lăudat să fie Iisus Hristos! Până vecii vecilor, amin! Părinte Cristian, mulțumim pentru aceste clipe pe care ni le dăruiți, pe care le oferiți RCIS FM și Angelus TV. Haideți să vedem, tocmai vorbind, am făcut o introducere la faptul că Sfântul Părinte va efectua această vizită în Grecia în zilele de 4, 5 și 6 decembrie, o vizită apostolică după ce va vizita Cipru. Care este atmosfera generală în Grecia vis-a-vis de această vizită? Cum stați cu pregătirile? Calimera, vă salut și eu împreună cu salutul Sfântului Părinte, care în aceste zile, pentru vizita din Cipru și Grecia, ne-a salutat chiar în limba noastră, cu calimera, adică bună ziua. Atmosfera este de mare bucurie și de așteptare. Este, dacă putem spune, un advent anticipat, pentru că așteptăm, suntem în așteptare cu bucurie, să vină cineva la noi, să vină cineva important, să vină Sfântul Părinte într-o vizită atât de importantă, într-o țară majoritar ortodoxă, iar venirea lui este cu siguranță un motiv de mare bucurie pentru noi toți și climatul este unul pozitiv, atât din partea Bisericii Catolice, atât din partea societății elene grecești, dar și din partea autorităților și a Bisericii Ortodoxe. Deci suntem într-un climat de așteptare, de bucurie, de rugăciune, sperând ca Sfântul Părinte să ajungă cât mai bine și cât mai curând. Apropo de venirea Sfântului Părinte, în Comisia Pastorală, al cărui responsabil sunt, am ales un motou interesant, provocator. Iar motoul se spune așa în limba greacă, asa nectum estis eplixis tu theum. Așadar să fim deschiși, să ne deschidem, să fim atenți la surprizele pe care Dumnezeu ni le face. Iar venirea Sfântului Părinte Papa în Grecia chiar este o surpriză, o surpriză plăcută și așteptată. Ne uimește și ne surprinde. Așa cum spunea Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, când pierdem surprinderea, mirarea, suntem pe jumătate morți.
Când nu mai suntem surprinși de sacru, suntem într-un grav pericol. Iar Sfântul Părinte Francisc, în deschiderea scrisorii adresate tinerilor la întâlnirea internațională din Portugalia, spunea că este uimirea, surprinderea, certificatul de garanție al adevăratei întâlniri cu Dumnezeu. Așadar, rupem rutina, ne bucurăm și așteptăm. Climat de bucurie, climat pozitiv, îl așteptăm pe Sfântul Părinte aici la Atena. Deja parcă ați trezit amintirile și memoriile mele, amintirile pe care le am de la vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în România și în Iași în 2019. Mi-aduc aminte o perioadă lungă. Noi am avut așa parte de o perioadă mai lungă de pregătire a venirii Sfântului Părinte în mijlocul nostru. În Cipru și Grecia vizita a fost anunțată așa mai incognito, adică nu a fost așa un timp îndelung de pregătire, dar sentimentul pe care îl treziți, nu? Și când vorbiți despre așteptata vizita Sfântului Părinte în Grecia, tocmai cred că crește și pentru noi cei care am avut parte de întâlnirea cu Sfântul Părinte și bucuria aceasta parcă, nu știu, o doresc și tuturor celor care îl vor întâlni acolo în Grecia împreună cu Sfinția voastră. Și în această perioadă, chiar dacă spuneam o perioadă mai scurtă așa de pregătire, au fost diferite pregătiri la nivel de parohie. Ce s-a făcut concret pentru această vizită? Comisia pastorală a muncit din greu pentru această vizită surprinzătoare, anunțată cumva târziu, așa cum ați spus, a venit această veste un pic târziu, dar pregătirile sunt întoi, suntem pe ultima sută de metri, cum se spune. Am încercat să cooptăm toate parohiile și toate diecezele din Grecia, care nu sunt foarte multe, sunt doar patru la număr, la nivel de parohie cu diferite pregătiri de tip spiritual și nu numai. Pentru venirea Sfântului Părinte Papa am încercat să chemăm la rugăciune și la trăirea acestui sentiment de mare bucurie pe toți catolicii existenți din Grecia, fie că sunt greci sau din foarte multe alte țări. Am încercat să cooptăm și credincioșii din comunitatea greco-catolică, o comunitate mică, dar vie, sau din comunitatea armeană prezentă în Grecia și împreună în acest climat de bucurie și de sărbătoare, de rugăciune, încercăm să facem vizita Sfântului Părinte cât mai plăcută și să fie cu real folos pentru toți, atât pentru catolici, dar și pentru frații noștri ortodoxi. Pregătirile așadar sunt întoi, încercăm în toate modurile să fim la zi cu pregătirile și sperăm cu adevărat să fie o vizită rodnică a Sfântului Părinte, să lase urme, să lase un pas în plus spre deschidere, spre unitate, așa cum și motoul ne spune să ne deschidem, să fim deschiși, atenți, pentru că Dumnezeu ne surprinde și ne ajută să fim mai buni, mai uniți, mai frați, în fond. Așa este. Îmi aduc aminte că în preajma venirii Papei Francis și la noi în țară, mulți își exprimau tot felul de așteptări pentru această venire. Credincioșii pe care îi întâlniți, fie greci, fie români, fie catolici sau poate ortodoxi, ce așteptări au ei de la această vizită a Sfântului Părinte? Ce își imaginează ei? Ce își doresc de la această vizită a Sfântului Părinte? Prima și cea mai așteptată surpriză, să spunem, din partea Sfântului Părinte Papa este o mai mare, o mai adâncă apropiere între catolici și ortodoxi. Apoi așteptările sunt și la nivel de societate, unde sperăm și credem că vizita Sfântului Părinte nu va rămâne indiferentă pentru nimeni, atât pentru autoritățile Greciei, dar și pentru ierarhii Bisericii Ortodoxe, care nu întotdeauna primesc cu entuziasm vizita unui Sfânt Părinte, vizita unui ierarh atât de important al Bisericii Catolice. Așadar, așteptările sunt spre o mai mare apropiere și deschidere față de societatea grecească, față de Biserica Ortodoxă, față de frații noștri ortodoxi,
față de problematica refugiaților, pentru că Sfântul Părinte Papa, știți foarte bine, în vizita lui va merge din nou în Lesbos, în Mitilini, pentru a se întâlni cu refugiații. Așteptările sunt spre o mai mare înțelegere a acestui fenomen existent în Europa, așa cum spunea Sfântul Părinte în mesajul trimis pentru Cipru și Creta, Marea noastră, Marea Mediterană, să devină nu un cimitir, ci un loc de întâlnire pentru popoare, culturi, religii, o mai mare deschidere așadar pentru cei care nu sunt nici măcar creștini, dar sunt frații noștri, sunt frații noștri și trebuie să-i ajutăm să le fim alături. Deci așteptări mari, sperăm să facem măcar un pas mic spre apropierea normală, firească, între biserici, iar societatea grecească, care nu acceptă în fond, în sine, ideea de străin, să fie un pic mai deschisă și receptivă la mesajul refugiaților și al fraților noștri, chiar dacă nu sunt nici măcar creștini. Într-adevăr, vizita unui suveran pontif, vizita Sfântului Părinte, sigur, prin toată pregătirea pe care o fac cei care îl așteaptă în diferitele țări, așa se întâmplă și în Grecia, bineînțeles, nu este un finish, nu este un punct, este o virgulă, am putea să spunem, pentru că vizita în sine e tocmai un moment dintr-un proiect mai larg și atunci sperăm ca această vizită să lase amintiri, să lase această apropiere între credincioși, între oameni și, bineînțeles, să meargă mai departe și să se împlinească și așteptările, dar și tocmai scopul pentru care vine Sfântul Părinte, nu, să întărească în credință și pe acești credincioși, nu doar catolici, și cei care sunt vor fi la întâlnirea cu sanctitatea sa. Părinte Cristi, sunteți, trecem la un alt subiect, așa, pentru că profit de ocazie, sunteți păstorul comunității catolice din Atena, în Grecia, și ieri a fost Ziua Națională a României și vorbiți-ne un pic despre această comunitate română din Atena. Mă bucur să împart cu voi sentimente de bucurie, mă bucur să fim prezenți pe RCIS FM, un radio de suflet care ne unește pe toți, românii, catolici, nu numai din întreaga lume. Simțim românește chiar dacă suntem la mii de kilometri departe de țară și ne bucurăm că în comunitatea noastră mică, închinată Sfântului Anton de Padova, comunitatea catolicilor din Atena, să trăim sentimente de entuziasm, de bucurie, de Ziua Națională a României și să ne bucurăm împreună cu toată comunitatea, cu toată dieceza, cu toți catolicii din Grecia pentru vizita Sfântului Părinte aici. După cum cred că ați mai auzit sau știți, comunitatea catolicilor din Atena este o comunitate mică, relativ mică, dar prezentă, dar inimoasă. La început, când am ajuns acum aproape 15 ani, comunitatea număra exact 583 de membri. Astăzi suntem mai puțin de 250. Pentru că situația economică și nu doar din Grecia a făcut ca o parte din românii catolici să se întoarcă în țară sau să plece în alte țări cu posibilități materiale economice mai mari. Comunitatea română e o comunitate vie, e o comunitate prezentă în fiecare prima duminică a lunii, celebrăm Sfânta Liturghie în limba română, în limba noastră dulce, maternă. Iar acum, cu vizita Sfântului Părinte Papa, chiar am făcut o pregătire specială împreună cu ei, cu românii, doar ca fapt informativ divers, așa, la liturghia Sfântului Părinte Papa, la Megaro Muzichii, la Casa de Cultură a Atenei, a orașului nostru, capitală, un membru al comunității românii va citi prima lectură în cadrul liturghiei, o tânără din Hârlău, care chiar în aceste zile a împlinit 18 ani și a făcut un cadou frumos să participe și să citească în fața Sfântului Părinte, în limba greacă, bineînțeles, nu în limba română, dar e frumos că împreună cu comunitatea noastră, așa mică, dar vie, prezentă, suntem și noi împreună la această mare bucurie a Sfântului Părinte și la vizita lui istorică, pentru că de la schisma din 1054 au fost până acum doar trei vizite importante, istorice, a unui pontif
în Grecia, într-o țară majoritar ortodoxă și uneori ostilă catolicismului. A fost acum 20 de ani Ioan Paul al II-lea, Papa Sfânt, când s-a întâlnit cu arhiepiscopul de Atena, Chrysostulos, și acum 5 ani când Sfântul Părinte Francisc a făcut o mică vizită direct în Lesbos, iar acum ar fi a treia vizită istorică a unui pontif, a unui suveran pontif în o țară majoritar ortodoxă. Așadar, suntem bucuroși, comunitatea românilor catolici de aici este prezentă, vie și sperăm cu aportul nostru să facem ca această vizită să fie rodnică, să aducă bucurie tuturor, nu numai românilor, ci și întregii comunități catolice din Atena, care este atât de poliformă, adică are atâtea forme și imagini. Priveam în comunitatea mea unde sunt paroh, într-o duminică am numărat 27 de nații de oameni. Vă puteți închipui câtă diversitate există într-o biserică relativ mică, doar 1% din populația Greciei, dar e frumos. Suntem diversi și împreună, suntem puternici, iar românii fac parte din această diversitate frumoasă. Mulțumim mult pentru aceste gânduri pe care le-ați împărtășit și, într-adevăr, bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă fie alături și, într-adevăr, vizita Sfântului Părinte Papa Francisc și în Grecia să aducă acele roade pe care le dorește și Sfântul Părinte, dar cu siguranță le doriți și Sfinția voastră și toți credincioșii. În finalul dialogului nostru, aș vrea să transmiteți un gând pentru ascultătorii noștri și tocmai din partea unui preot care vine, care slujește în diaspora, care, iată, e la mii de kilometri distanță. Sfântul Părinte Papa Francisc vine, așa cum a anunțat în mesajul video transmis, vine să regăsească izvoarele Europei, ale omenirii, ale fraternității. Vine în Cipru și în Grecia pentru ca să deschidă un drum de unitate. Cred că mesajul pe care Sfântul Părinte Papa Francisc și împreună cu el eu de aici, din Atena, îl transmitem, este un mesaj de deschidere, de apropiere între frați, între creștini în special, și un alt mesaj ar fi acela de unitate, de unire. Cu siguranță, vizita și prezența Sfântului Părinte Papa Francisc în Grecia va fi o provocare spre deschidere și spre unire. Mesajul este cu siguranță ecumenic și sperăm să fie luat ca atare, iar în viitorul apropiat să vedem o mai mare deschidere a creștinilor spre surpriza pe care Dumnezeu ne pregătește în fiecare zi, să fim întotdeauna atenți la pașii pe care Dumnezeu îi face în viața noastră și să fim mai uniți, pentru că împreună reușim să câștigăm pentru noi, pentru toți cei de bună credință, pentru Împărăția Cerului în fond. Sperăm cu adevărat mesajul să fie de unire și de mai mare deschidere. Să dea și așa le doresc tuturor ascultătorilor Radio RCS FM să fie atenți, să fie deschiși spre surprizele pe care Dumnezeu ne pregătește în fiecare zi și împreună să fim mai uniți în familii, în societate, în biserica noastră. Vă mulțumim mult, Părinte Cristian, pentru aceste gânduri, aceste sfaturi și, bineînțeles, și pentru informațiile atât de prețioase și frumoase pe care ni le-ați împărtășit. O zi frumoasă în continuare, Calimera! O să vă salut așa cum a făcut și Sfântul Părinte Papa în mesaj, tot în limba greacă, naiste pando de cala, să fiți cu toții bine. Mulțumim. Domnul să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor, amin. A fost alături de noi în legătură directă de la Atena Părintele Cristian Gașpar, preot al diecezei de Iași, păstorul românilor catolici din Grecia. Revenim peste câteva clipe, bineînțeles cu programul Dimineți împreună, bineînțeles acum ascultăm și o melodie în spiritul dialogului pe care l-am avut. RCS FM, radioul sufletului tău.